Vă mulțumesc pentru că sunteți, cum spunea domnul Stan, atât de tineri în jurul meu. N-am să vă plictisesc foarte tare, vrem să vorbim despre aceste cărți. Vreau să vă spun, deși mulți dintre dumneavoastră știți, că în Gazeta Dâmbovițe există o pagină de cultură care, de câțiva ani buni, a devenit foarte cunoscută în întreaga țară. Acolo scriu intelectual de mare clasă din România, dar eu sunt foarte mândru că acolo scriu intelectual de mare clasă de aici, din Târgoviște, cei mai mulți sunt foștii mei elevi. Și ne-am gândit la un moment dat și iată am și reușit să alcătuim o colecție din textele care apar în fiecare zi în Gazeta Dâmboviței. Cultura în Gazeta Dâmboviței a prins viață. Suntem cu aceste cărți, ne apropiem deja de 10 apariții editoriale. Vreau și eu să mulțumesc primăriei orașului pentru sprijinul pe care l-a dat. Noi am gândit acest eveniment în cinstea cetății. Orașul despre care scriem, orașul pe care îl iubim și orașul care, trebuie să recunoaștem, arată foarte bine de la o vreme. Subiectiv sunt și foarte fericit că ajutorul pe care l-am primit a fost din partea foștilor mei elevi, care astăzi sunt gospodari cunoscuți în orașul nostru. Eu mă bucur foarte tare. Lăsând deoparte politica, nu ne interesează asta, ne interesează cultura și, desigur, mulțumindu-vă încă o dată pentru că sunteți alături de noi, îmi rog pe anfitrionul nostru să pornească la drum, să prezentăm pe scurt cele 5 cărți cu, despre și din Târgoviștea noastră. Spune cu mare drag asta, Târgoviștea noastră. Atenție, atenție, trecem la prima carte.